Bună seara, bine ați venit! Veți vedea luptându-se pentru Supercupa României campioana CFR Cluj și câștigătoarea Cupei Șep și Sfântul Gheorghe. Păun de la CFR Cluj. Sunt doi jucători cu același nume, câte unul în fiecare formație. La mijloc pentru Șep și este Nicolae Păun. L-am văzut pe Dugangici. Nu mai vorbim scor, nu mai spunem nimic. Uite golul! Ce gol, Păun, Adi Păun. Uite primul gol al meciului, Adi Păun. Acel joc de teatru al lui Dică, l-a scris cu cine, parcă cu Dinamo Kiev. E posibil să fie acolo un contact după joc. Cu Lyon. Parcă cu Lyon. Cu Lyon. Început perfect pentru Dan Petrescu, început perfect pentru CFR Cluj. Încă o diagonală foarte bună. Dimitrov centrează pe jos și ratează acolo, ratează Cosmin Matei întâlnirea cu mingea. Dumitrescu a greșit și CFR-ul poate merge spre golul 2, care nu vine pentru că pasa spre Dugangici a fost greșită. Cum să alunești într-o asemenea situație? Extraordinar. Păun sprintează. Da. Îl evită Muhar. Foarte bine a jucat croatul. Liniștit, calm, sigur pe el. Deac, Ciprian Deac așează pentru Dugangici. Ce face croatul? Combină cu Deac. Deac scoate Nițui. Offside, aș zice. Offside am văzut la Dugangici. Nițui are noroc, șutul e pe centru porții, offside acolo al lui Dugangici, dacă nu, cumva, iată acum incursiunea lui Aganovic, Cosmin Matei, de ce n-a plonjat Bălgrădean, oare? N-a văzut. Sau a fost mingea, sau a fost mingea deviată, în ce caz riscantă atitudine. Da, bine așezată faza de Aganovic. A blocat Iuri. Și o pasă foarte bună pentru Tudorie. Prea Tudorie, pasează la timp. A fost Bărbuț, centrarea lui Dimitrov, deviată și este gol! Este gol, 1-1. Înscrie Cosmin Matei. Să vedem dacă VAR-ul are ceva de spus. Să vedem dacă VAR-ul va confirma. Bună urcarea lui Dimitrov, bună și prezența lui Cosmin Matei. Gol valabil. Cine știe cum o fi fost Tudori aici. Au trecut pe la FCSB, fault în atac, aș zice eu. Ocazie mare. Muhar ajunge acolo înaintea lui Tudorie. Șansă mare de gol. CFR-ul pleacă pe contraatac. Încearcă să primească Deac. Petril aduce acțiunea până aproape de linia de fund. Centrare periculoasă. Și l-am văzut pe Hefte cerând sprijinul suporterilor. E mai populată cealaltă peluză, celor de la Șepși. Să se expună acolo Brown. Bună centrare! Și este gol marcat din plonjon de Rondon. Rondon, fostul jucător al CFR-ului, finalizează spectaculos din plonjon. Execuție rafinată. Și Șepși are 2-1 în minutul 85. Lui Dan Petrescu. Poți să joci frumos și să te apropii de victorie. O alăturare care ar trebui să fie pe ordinea de zi și la CFR Cluj. Dar ce pasă bună, ce minge bună, bine de tot, dată de Ștefănescu. Eliminare. Roger. N-a jucat mult.
dacă a transpirat. A lovit pe Francisco Junior. Botul ridicat mult deasupra omărului. Fault în atac, dar jocul continuă, lovitură de colț, dar nu se mai execută la această pătrundere a lui Ion Gheorghe, pentru că este final de meci și câștigă Supercupa României Șep și Sfântul Gheorghe.